Decizia Curții Supreme de Justiție de a declara nule alegerile locale noi din Chișinău au scos din 90 de oameni în fața sediului primăriei capitalei. Îmbrăcați în haine negre, aceștia au scandat jos mafia, jos dictatura sau votul ne-a fost furat. Totodată, pentru câteva ore, protestatarii au blocat circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare în zona primăriei. Alături de Maia Sandu și alți membri de partid, Andrei Năstase a făcut apel la unitate. Iar noi trebuie să rămânem uniți. Noi trebuie să rămânem solidari și să continuăm lupta noastră. Nu putem admite ca în parlamentarele din această toamnă să fim furați la fel cum am fost furați acum. Va trebui să luăm măsurile de rigoare pentru a opri și o să-l oprim. La rândul lor, manifestanții nemulțumiți de decizia CSJ-ului spun că, indiferent de politician, pentru o asemenea încălcare trebuie să se iasă la proteste. Nu-i dăm jos! Până nu-i dăm jos, bandiții ăștia ieșim în stradă! Și gata. Dar ne-a furat tot. Care e motivul? O furat tot ce-a putut. De miliardul a furat, da. Votul ne-a furat și tot. Mâine și păi mâine și viața să ne fură. Noi suntem aproape de popor, nu de Năstase. Aproape de popor suntem. Ce puteți fi oricine în locul Năstase? Ce poți fi nu Năstase, nu Maia Sandu. Dar susținem tot asta, că mă din orice om normal, care e locuitor a capitalei. Păcat, stai să fii indiferent la chestiile astea. Menționăm că în urma deciziei de ieri a Curții Supreme de Justiție, liderii PAS și PPD au declarat că vor demara ample acțiuni de protest în toate sectoarele capitalei și chiar în alte raioane ale țării.